Acum vreo 2 ani sau 3 sau ceva de genul. A existat un polițist care își dorea să moară. Asta este. Și-a luat permisul azi, motocicleta mâine și poi mâine a murit. Ăsta a fost parcursul de motociclist. In between s-a mai băgat și într-o mașină în care era o tanti și un copil. Creața nu a picat bine la nimeni treaba asta. Adică na. Cumva de fapt, nici un accident nu pică bine nici cui niciodată și nu e ok că se întâmplă. Accidentul a fost provocat și vinovatul principal a fost polițistul. Ai ce să faci dacă dacă gândește așa, nu o să ajungi departe. Și el așa a gândit. Și deși era polițist... Da. Asta ca să înțelegeți că de fapt legea asta nu este dată pentru că oamenii nu mai puteau, frate, nu mai puteau cu motocicliștii și cu tobele lor. Mersi. Ci pentru că efectiv un căcat pansat o zis ia hai să-i articulez eu pe micuți. Mersi. Și e articulat. Ba mă rog, e va articula că încă nu știu exact dacă e și legea. Înjură, înjură, înjură. O să vă dea pe YouTube. Mai zi o dată. Pe YouTube. Auzi, ce să te mai dea pe YouTube? Că nu vezi că e fește de la TV aici. O să fii și la TV. Da, uite, uite. Nu știu care TV, whatever. Cista. Domnul Doli de la
am fost și la cei mari și la cei mici cu campanie de prevenire și am zis că să facem, să finalizăm într-o așa manieră mai specială și n-am făcut niciodată un marș cu motocicliști. Am făcut cu pieton, cu sportiv, cu bicicliști, dar cu motocicliști n-am făcut. Și atunci am zis să facem ceva mai special, mai ales că noi am avut un coleg de la Cadu care a decedat. Din Ardut, băiatul. Da, da. Care au decedat sunt un accident. Da, știi și tu și da. Sunteți de la televiziune, ceva? Trebuie să știu ceva înainte, îmi spuneți ceva înainte. Nu știu. Dar de ce, mă, că drogurile-s bune, mă? Cât mai multe, mă, ia? Serios? Ce mor tânăr, mă, ce este? Prețule! Gata, plecăm? Trebuie să-mi place, nu? Păi o să ne însoțească colegii de la rutieră, care, da, de la poliția rutieră. Unde este chi? Unde este chi? Au fost anunțat la noi, mă. Și vă spunem că îi premiere în cadrul evenimentului organizat de poliție. Mă filmezi sau ce faci? Da, am crezut că filmezi, că te filmezi. Nu, facem nu, ceva Inception nu, aici. Filmez că nu... În Ardut ne oprim, unde a avut accidentul? Da, aici. Azi avem un scurt moment de reculegere la locul unde a avut accidentul colegul nostru. Aici ai domnul Tăniu, aici este domnul Tăniu. La care-i traseul exact? A fost colegul nostru și tatăl Alexandru. Alexandru, mai zis. Exact, că și colegii nu știau. Deci, da, a fost anunțat. Podul Deceva, Lucian Laga, în Mădăras, ne oprim la locul accidentului, Ardut, mergem înapoi și mergem spre Pile Catedrală. Se întoarce tot principal. Da, dar nu mergem prin Ardut, zice, foarte bun. Să angajează un pieton în traversare, ne oprim, iată, de prioritate. Respectăm toate regulile de circulație, da? Care se okay. Nu avem, avem semafor la, la Bila, o să vă rugăm să respectați regulile de circulație. Dacă aveți roșu, vă opriți, da? În sensul giratoriu de la Burdea la fel, da? Acordăm prioritate, ne încadrăm frumos.
Da? Ajungem la Carrefour, dacă e roșu, e ok. Ne adunăm la OMV-ul după Lucian Blaga, da? Bine. Urmăm deci acolo și mergem mai departe. Da? Deci acolo ne adunăm. Deci acolo respectăm ne regulile de circulație. Ne apucăm să ne facem de cap că bine, e ok. Da? Da? Nu e regulă. Nu e legal să ne apucăm noi să intrăm în sensul giratoriu, să facem sau să intrăm pe roșu și așa mai departe, da? Să avem, nu vrem să avem probleme, să avem accidente și să vedem dacă nu de aia pornim. Ați putea să îmi trimiteți și mie filmarea? Dacă o să-mi ziceți unde, da. Da, vă dau adresa de mail și îmi trimiteți pe transfer dacă puteți să poate, da. Dacă faceți orice. Okay. Bine? Bine. Pentru că noi așteptam un coleg care să facă poze și are un eveniment și nu poate reuși. Așa că mi-a spus de mare. Hashtag Oedip Fireblade, Cava Sexy, Seme Bike Life, Omnia Nihil.